Avem marea bucurie să fim alături de Eric Emanuel Schmidt. A fost o mare surpriză. L-am invitat în momentul în care a apărut, în martie, când a apărut Paradisuri Pierdute. Nu a putut să vină și a fost invitat la Marele Festival Internațional de Teatru de la Sibiu cu un one-man show pentru două seri, mâine seară și poi mâine seară. Va juca domnul Ibrahim și Florile din Coran și și-a amintit că nu a venit, că nu a putut veni. Și atunci a spus, nu se poate, mă duc două zile la București, trebuie neapărat să facem această lansare, va fi o discuție cu Paradisuri Pierdute. În seria de autor Eric Emanuel Schmidt, iată acest volum, Paradisuri Pierdute, este cel de-al 23-lea volum. În același timp, este primul volum dintr-o serie, dintr-o octalogie, care se numește Străbătând secolele. Și iată, vom avea ce citi de acum ani buni. Traducerea, ca de obicei, o traducere excepțională pe care eu datorăm lui Radu Mareș, care nu a putut fi cu noi, din păcate, în această seară. Acum aș vrea să vă semnalez o cărțulie superbă care a apărut zilele trecute, de fapt la Bookfest, Poveștile bufniței și pisoiul care se temea de orice. Și asta va fi o serie. Deci și copiii vor avea ce să citească. Aș vrea ca să nu mai vorbesc eu nimic acum, doar să vă spun că am invitat doi faimoși jurnaliști, unul din el este și scriitor cu cătare. Este vorba despre Marius Constantinescu și Cătălin Striblea. Ei vor pune întrebările și vreau să-l auzim cât mai mult, să profităm de Eric Emanuel Schmidt în această seară. Înainte de a începe maratonul întrebărilor, un cuvânt din partea lui Eric Emanuel Schmidt pentru toată lumea asta care așteaptă să vorbiți. Ça marche? Non. 1, 2. C'est bon? Voilà. Bonsoir. Je suis ravi de pouvoir être à Bucarest. Je suis ravi aussi de pouvoir accompagner ce premier tome parce qu'il commence, mon histoire de l'humanité commence par ici. Ça commence au bord de la mer Noire. Mon héros Noam est né par ici. Vous le découvrirez à la fin du livre, je ne vous dis pas pourquoi. Et donc, ça me paraissait absolument évident qu'il fallait que je vienne ici pour assister à la naissance de ce livre et rappeler que la naissance de Noam, le héros de mon livre, qui va être le héros de 8 livres, est venue au bord de la mer Noire. Bună seara, sunt încântat să fiu la București în această seară și mă bucur să însoțesc acest prim volum, pentru că ne aflăm aici pe malul, nu departe de Marea Neagră, acolo unde s-a născut Noam, eroul cărții mele, care va fi de altfel eroul celor 8 cărți al întregului ciclu, după cum veți descoperi de-a lungul cărții. Era clar, datorită acestor lucruri, că trebuie să vin la București și să asist la nașterea cărții, care amintește și de nașterea lui Noam. După acest cuvânt introductiv al lui Eric Emanuel Schmidt, o să predau microfonul lui Mario și lui Cătălin și începem întrebările. Bună seara, în primul rând, tuturor. Bonsoir, Monsieur Schmidt. C'est un plaisir de vous avoir autour de nous. Avem o carte despre care s-a vorbit și se vorbește mult și este un început, este un prim capitol din ceea ce urmează să fie nu un roman fluviu, aș spune un roman oceanic, Străbătând secolele. O carte care rescrie istoria, istoria cu majusculă. L-aș întreba pe Eric Emanuel Schmidt în deschiderea discuției noastre, pentru cine, pentru ce tip de cititor generic rescrie istoria în acest fel?
Je n'ai jamais su pour qui j'écrivais. J'ai toujours été surpris. Par exemple, quand le jour où j'ai écrit Oscar et la Dame Rose, je pensais que j'écrivais un bouquin qui ne serait lu que par des adultes, parce que ça parlait d'un sujet tabou, la maladie d'un enfant et la mort d'un enfant. Et j'ai découvert avec une grande surprise que Oscar et la Dame Rose étaient lus aussi par des enfants de 10 ans qui trouvent dans ce livre de quoi réfléchir à la vie. Et ça, c'était une surprise. J'ai écrit un autre de mes livres qui s'appelle Le sumo qui ne pouvait pas grossir. J'ai découvert que ce livre était maintenant utilisé dans toutes les thérapies pour les enfants anorexiques. Mais j'avais jamais pensé, en écrivant ce livre, cette fable qui se passe au Japon, que le livre pouvait être utile pour. Voilà, moi j'écris en essayant d'être le plus clair et le plus accessible possible, mais je découvre une fois que mes livres existent, qui les lit. Nu m-am pregătit niciodată, n-am știut niciodată pentru cine voi scrie, așa cum s-a întâmplat pentru Oscar și Tanti Roz când am scris o carte despre care am crezut că va fi o carte pentru adulți, pentru că era vorba despre niște subiecte tabu, despre boala și moartea unui copil și am descoperit apoi cu mare surprindere că până și copiii de 10 ani citeau această carte care le dădea ceva de gândit asupra vieții. La fel și în cartea cu luptătorul de sumo, o fabulă care se petrece în Japonia și care, am aflat mai târziu, este folosită în terapiile pentru copiii anorexici. Încerc să fiu cât mai clar și cât mai accesibil și apoi vine și restul. Bună seara, o să ne pasăm microfonul așa de la unul la unul, așa că un pic de răbdare. E o carte fascinantă. Pentru cei care ați apucat să o citiți, știți deja lucrul acesta. Pentru cei care nu ați citit-o, e fascinantă prin povestea sa, care spune viața de zi cu zi în epoca neolitică. Și eu am rămas un pic mișcat și mirat și l-am întrebat despre asta pe domnul Schmidt. Aseară am stat un pic de vorbă și mi-a spus despre un termen nou la care nu m-am gândit niciodată. Îi zice așa: cunoașterea prin imaginație. Și l-aș ruga să ne explice un pic cum funcționează cunoașterea asta prin imaginație, pentru că o să vă dați seama că aveți în față o epocă despre care nu știm absolut nimic, dar care este minuțios documentată în viața de zi cu zi. Pour écrire la Paradis perdu et pour écrire toute la traversée des temps, j'ai effectivement une double méthode. La première méthode, c'est évidemment de me renseigner d'une façon scientifique, hein, en lisant les grands historiens, les archéologues, les préhistoriens, les sociologues, les économistes, les historiens des religions, des spiritualités. Enfin bref, un travail d'étudiant en histoire qui se spécialiserait dans la préhistoire. Ça, c'est le premier travail. Mais après, il faut que tout ça sédimente à l'intérieur de moi et que je puisse, avec les éléments que j'ai absorbés, vivre dans le passé comme si c'était le monde contemporain. Et là, c'est là qu'intervient l'imagination. Et je crois que l'imagination, c'est effectivement une capacité de faire revivre ce qui peut être connaissance ou souvenir. Et je crois réellement que l'imagination, c'est un mode de connaissance. Souvent, on dévalue l'imagination en disant que c'est la folle du logis, alors qu'en fait, c'est une façon de recréer le réel et d'appréhender le réel. Vous en avez l'expérience. Quand vous lisez, vous connaissez par l'imagination, puisque vous devenez un autre que vous-même, vous changez d'époque, vous changez de sexe, vous changez de lieu, etc. Et donc, je crois qu'il faut vraiment réhabiliter la connaissance par l'imagination. Et du coup, le roman d'imagination a un pouvoir
que n'a pas le livre d'histoire. Le roman, c'est le contraire de la ruine. Une ruine, c'est ce qui reste du passé. Le roman, c'est le passé rendu contemporain, c'est le roman rendu présent. Folosesc o dublă metodă atunci când scriu aceste cărți, cum sunt Străbătând secolele, Paradisuri pierdute. Întâi de toate mă informez într-un mod cât se poate de științific. Procedez ca și cum aș fi un student la istorie care se specializează în preistorie și citesc tot felul de cărți ale marilor istorici, arheologi, sociologi, economiști, istoria religiilor, specialiști în preistorie și așa mai departe. Și apoi las toate aceste lucruri să se sedimenteze ca să ajung să trăiesc în epoca respectivă, în trecutul acela, ca și cum aș trăi în lumea contemporană. De aceea, cred că imaginația este foarte importantă, este capacitatea de a retrăi aceste lucruri. Este un mod care ne permite să cunoaștem și încerc să o reabilitez, pentru că adesea imaginația este pusă pe un nivel inferior. Ea ne ajută să recreăm realul și să ne dăm mai bine seama care este această realitate și de altfel cu toții recurgeți sau cu toate recurgeți la această imaginație atunci când citiți și folosiți niște cunoștințe, deveniți altul sau celălalt, schimbându-vă epoca, sexul, locul și așa mai departe. Iar romanele, cât despre ele, sunt astfel opuse ruinelor și trecutului și își trag seva din această imaginație, ajungând să fie mai importante decât cărțile de istorie. Întorcându-ne puțin la istorie, pentru că a fost ultimul cuvânt rostit, istoria astăzi nu se mai construiește din episoade disparate și, așa cum spune Eric Emanuel Schmidt, dacă un fluture bate din aripi la Singapore, vibrația aripilor fluturului se va simți până la New York. Eram curios în ce fel, prin ficțiune, reușește să unească seminții, ideologii, religii, experiențe și povești diferite. C'est très important votre question, parce que effectivement, souvent les romans historiques, les romans qui remontent dans le passé, sont des romans nationaux. Et il se place toujours dans le cadre d'une nation. Et moi, je pense écrire quelque chose d'original avec la traversée des temps. C'est un roman qui est transnational. Quand je dis « nous », je ne dis pas « nous, français » ou je ne dis pas « nous, belge », puisque je suis et français et belge, mais je ne dis pas non plus « nous, roumains » ou « nous, européens ». Quand je dis « nous », je dis « nous, humains ». L'humanité. Et quand je parle de nos ancêtres, je considère que mes ancêtres, c'est les nomades chasseurs-cueilleurs d'il y a 8000 ans, mais que mes ancêtres, c'est aussi les Mésopotamiens, les Égyptiens, les Grecs, les Romains. Voilà, ce « nous » est totalement un « nous » humaniste. Et j'essaye de faire dans ce livre l'histoire de nous, de notre humanité. Comment sommes-nous passés d'un moment où nos ancêtres étaient nomades dans la nature, très peu nombreux, sans propriété, à aujourd'hui où l'homme a envahi absolument toute la planète, où nous vivons dans des villes, où il y a des classes sociales, où il y a une technologie extraordinaire, comment tout cela est arrivé. Et chacun de ces romans va essayer de trouver un moment où l'humanité bascule, où l'humanité passe d'un état à un autre, généralement sans s'en rendre compte. Car quand il y a des grands changements, on n'a pas forcément la conscience du changement. Par exemple, nous avons tous vécu la révolution informatique, mais est-ce qu'on n'a pas vraiment pris conscience, quand on a eu nos premiers ordinateurs, de la bascule extraordinaire que ça représentait, du fait que la planète allait devenir toute petite, parce que la planète, elle a rapetissé maintenant. On peut commencer à
antipodes aussi facilement qu'avec son père ou sa mère qui sont à centre. Donc quelque chose s'est changé et on ne s'en est pas rendu compte. Donc c'est ça que j'essaye de faire, raconter l'histoire de nous, nous les humains. Încerc astfel să povestesc istoria noastră a întregii umanități și dacă cel mai adesea romanele istorice sunt înscrise într-un cadru național, eu încerc și sper că fac aici ceva original, să ies din acest cadru, să fac ceva transnațional. Dacă vorbesc la plural despre noi, nu mă refer la noi belgenii sau francezii, pentru că aparțin acestor două naționalități, la noi românii sau europenii, ci la noi oamenii. Iar când vorbesc despre strămoșii noștri, mă gândesc la nomazii care erau vânători, culegători acum 8.000 de ani, fie mesopotamieni sau mai recent egiptenii, grecii, romanii, având deci ceea ce aș numi o perspectivă umanistă și încerc prin această carte să creez o istorie a umanității noastre și să înțeleg mai bine cum am trecut de la starea aceasta de nomazi, puțin numeroși, care trăiau mai degrabă în sânul naturii, fără proprietăți, la o specie care a invadat planeta construind orașe prin clasele sociale și care a dezvoltat o tehnologie extraordinară. Sunt deci o mulțime de momente de transformare, o mare revoluție care a făcut să ajungem la starea de astăzi și de care nici nu ne-am dat seama, așa cum s-a întâmplat și când am trecut prin tot felul de revoluții, cum a fost revoluția informatică foarte recentă, care a făcut ca planeta să fie foarte mică și să putem comunica atât de ușor cu cei aflați în depărtări, așa cum comunicăm cu părinții aflați în apropiere. Este evident că e o carte de dragoste și cu dragoste, în mod foarte clar. Dar am stat să mă gândesc că oare cei din Neolitic aveau într-adevăr sentimente sau sentimentele sunt un lucru care s-a rafinat de-a lungul secolelor? Cum stă treaba oare aici? On a beaucoup d'illusions, nous, les hommes modernes, quand on regarde le passé. On a l'impression que nous sommes propres et que nos ancêtres n'étaient pas propres. Mais en fait, nos ancêtres avaient le même souci de la propreté que la nôtre. Et nos ancêtres, oui, avaient aussi des sentiments. C'est ça qui est très important pour moi dans ce roman, c'est de montrer qu'il y a des choses qui ont changé et il y a des choses qui n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est ce qu'on appelle l'histoire. C'est le contexte dans lequel les hommes vivent. Mais ce qui n'a pas changé, c'est la condition humaine. C'est-à-dire que ça, c'est l'anthropologie. Et nos ancêtres aussi, ils naissaient, ils mouraient. Ils avaient la condition humaine. Ils avaient des parents qui les aimaient, qui ne les aimaient pas. Qui préféraient un enfant plutôt qu'un autre, exactement comme aujourd'hui. Ils avaient des histoires d'amour qui étaient heureuses ou qui n'étaient pas heureuses. Ils rencontraient la maladie, ils rencontraient la mort des autres. Et ça, c'est la condition humaine. Et ça, ça ne change pas. Et effectivement, moi, mon grand plaisir en vous proposant ce livre, c'est que vous allez vous sentir proche d'hommes et de femmes qui ont vécu il y a 8000 ans. Et puis peut-être même, je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé pour vous, Cataline, mais peut-être même que vous vous direz, c'était bien il y a 8000 ans. J'aurais bien vécu il y a 8000 ans. Moi, en écrivant le livre, je me disais, oui, j'aurais bien vécu il y a 8000 ans avec ce rapport à la nature qu'on a perdu aujourd'hui. Sigur că noi, din ipostaza noastră de oameni moderni, avem aceste idei despre acești strămoși. Noi ne considerăm curați sau având calități în cel mai înalt grad și considerăm că ei nu le aveau, dar să știți că și ei aveau aceleași griji și ei aveau sentimente. Și vreau să spun că sunt niște elemente care se schimbă, care s-au schimbat, cum este cadrul istoric și contextul, și altele care nu s-au schimbat și care țin de condiția umană și de antropologie, pentru că și oamenii aceia se nășteau, mureau, țineau de această condiție umană, aveau părinți care îi iubeau sau nu și care preferau un copil sau un altul, trăiau povești de dragoste fericite sau nefericite, aveau de-a face cu boala, cu moartea lor
înșile, însele sau cu moartea altora. Și există deci aceste elemente care nu se schimbă și mă bucur foarte mult să pot vorbi despre această perioadă și despre ceea ce se întâmpla cu bărbații și femeile de acum 8.000 de ani, făcându-vă să vă simțiți mai apropiați de ei. Cred că era bine, Cătălin, să știi și acum 8.000 de ani. Mi-ar fi plăcut să trăiesc în perioada aceea. Într-un interviu anterior îmi spuneați că atunci când citiți, nu doar că sunteți în căutare de a empatiza, ba mai mult, că vreți să vă confundați aproape cu personajul sau cu subiectul romanului. Dacă citiți despre un bătrân, sunteți un bătrân în acel moment. Dacă citiți despre o femeie, sunteți o femeie în acel moment. Eram curios, ce trebuie să aibă un roman ca să fie bun, astfel încât să uitați că sunteți dumneavoastră și să fiți partea acelui roman? Când scriu sau când citesc? Când citiți? Pour moi, un bon livre, c'est un livre qui m'attire, mais me laisse la place pour exister. C'est-à-dire que c'est un livre qui est autant fait de mots que de silence. Les mots vont m'attirer et les silences vont me permettre de vivre et de rester. Alors j'essaye d'écrire comme ça, c'est-à-dire de dire un certain nombre de choses et en même temps d'écrire une partition qui est aussi faite de suggestions, de silences, de choses que le lecteur doit deviner, d'espace dans lequel le lecteur peut rentrer. Il y a une grande écrivain française qui était Colette. Et Colette, dans une lettre, dit que quand on écrit, il faut ne jamais décrire, mais toujours suggérer. Voilà. Et ça, j'aime lire des livres comme ça et j'aime écrire des livres comme ça. C'est-à-dire des livres qui peuvent appartenir au lecteur. Et il y a une fois, une chose qui m'a fait très plaisir de mon éditeur en France, qui a 85 ans, et qui est fils d'éditeur, Albin Michel, Francis Esmena, et qui a passé sa vie à lire, et qui m'a dit un jour, c'est curieux, Eric, quand je lis vos livres, je m'en souviens. Alors qu'il dit, j'ai lu des milliers de livres pendant ma vie dont je ne me souviens pas. Et je lui dis, c'est normal, vous l'avez écrit en partie avec moi, parce que, en fait, je laisse la place à mon lecteur pour être présent, actif et s'emparer de ce que je raconte. En fait, j'ai besoin d'un lecteur très actif. Mon lecteur, à moi, il n'est pas passif. Je ne le tue pas avec des détails. Vous savez, je n'écris pas d'une manière exhaustive. J'écris d'une manière suggestive. Într-adevăr, pe mine mă atrag cărțile care îmi lasă și spațiu să exist, care mă atrag atenția, care sunt făcute din cuvinte, acestea mă atrag, dar și din tăceri, care îmi permit să trăiesc și să rămân și încerc să scriu și eu, la rândul meu, la fel, să scriu o partitură în care să spun diverse lucruri, să sugerez, să introduc tăcerea și lucruri pe care și cititorul ar dori să le găsească acolo, un spațiu, să creez astfel un spațiu în care cititorul ar dori să intre. Și mă gândesc la ceea ce spunea Colette, o mare scriitoare franceză, într-o scrisoare. Ea spunea, atunci când scrii, nu trebuie niciodată să descrii, ci să sugerezi. La fel și mie îmi place să fac la fel pentru cititori, astfel încât ei să simtă că aparțin sau că au o relație deosebită cu cartea respectivă și lucrul acesta de altfel îmi este confirmat de editorul meu, care la 85 de ani ai săi, după o foarte lungă carieră de editor și ca fiu de editor de asemenea, îmi spune, am citit mii și mii de cărți de care nu mi-aduc aminte nimic. Când citesc însă cărțile dumneavoastră, Eric Emanuel, îmi aduc aminte și răspunsul meu către ele este da, desigur, pentru că scriem împreună această carte
Ea este creația noastră a amândurora și, într-adevăr, îmi place ca cititorul meu să fie unul activ, nu să fie cineva pasiv, nu să fie cineva pe care să-l omor cu detalii și cu caracterul exhaustiv. Prefer mai degrabă să sugerez. Personajul acestei cărți este nemuritor și întrebarea mea este: de ce ați ales un nemuritor care să treacă prin secole? Căci la fel de bine, de exemplu, puteți să vă spuneți povestea cu ajutorul unui obiect sau cu ajutorul unui loc sau găsind alte legături care să unească această istorie. Dar de ce un nemuritor? Généralement, les immortels dans les livres sont des personnages extrêmement antipathiques, extrêmement cruels, Dracula. Ce sont des personnages avec lesquels on n'a aucune empathie, aucune sympathie. J'ai voulu faire exactement l'inverse et faire en sorte que vous aimiez Noam, le héros de cette histoire. Pourquoi avoir choisi un personnage immortel ? Parce que ce que je veux, c'est que, au fur et à mesure que vous lisiez les différents tomes, vous vous disiez, mais quelle horreur être immortel. Mais c'est épouvantable. Il n'y a pas de pire destin que d'être immortel. Et mon rêve, c'est que quand vous, un jour, vous fermerez la dernière page du 8e volume, vous disiez, ah, c'est merveilleux, je suis immortel. Parce que, oui, j'ai une ambition de philosophe ou de sage au sens grec, c'est-à-dire l'ambition de vous faire aimer la condition humaine telle qu'elle est et vous faire détester une condition humaine où on serait immortel. Et je crois que moi, j'écris ce livre pour apprivoiser moi-même ma propre mortalité et l'accepter et l'aimer. În general, personajele acestea nemuritoare sunt cât se poate de antipatice, sunt crude. Ajunge să vă gândiți la Dracula. Nu sunt personaje pentru care să avem nici empatie și nici simpatie. Ei bine, eu am încercat să fac exact inversul și să vă fac să-l iubiți pe Noam. Așa că de ce să nu fi ales un nemuritor? Cineva care să dea, să treacă astfel prin această carte și vreau să vă fac pe dumneavoastră, cititoare și cititor, să vă spuneți ce oroare, ce îngrozitor să fii nemuritor, ce destin. E cel mai rău destin care putea exista. Și după ce veți fi ajuns la ultima pagină a celui de-al 8-lea volum din acest ciclu, să vă spuneți ce minune că sunt muritor sau muritoare. Așa că am o ambiție precum filozofii sau înțelepții greci de a transmite această iubire, de a vă face să iubiți condiția umană așa cum este ea și să detestați partea aceasta legată de nemurire. Și vreau să vă fac să o acceptați ca atare. Ați descris mai devreme această alternanță, acest joc între sunet și tăcere, între cuvinte și liniște. Este în același timp și paradigma muzicii. Iar muzica, pentru cine a urmărit toată activitatea dumneavoastră de-a lungul timpului, a fost întotdeauna un companion, chiar și un companion aparent tăcut, dar mereu prezent. Ce muzică oare ar însoți la modul ideal paradisurile pierdute? Ah, je pense que chaque époque a une couleur et chaque époque a un son musical. Dans le livre, je parle de la couleur de l'époque néolithique. Eh ben non, ce n'était pas marron comme dans les musées, etc. Parce que comme on a trouvé tout dans la terre, on croit que tout est marron. Non, la couleur de nos ancêtres néolithiques, c'était rouge et jaune. Rouge et or, parce qu'on avait trouvé les pigments qui permettaient de peindre les maisons ou les vêtements ou les corps eux-mêmes en rouge et en jaune. C'est les couleurs du Tibet. Hein. Même ici, c'était ces couleurs-là. Et alors, quel était le son du néolithique ? C'était les percussions.
c'était les percussions avec quelques flûtes. Donc, si je devais mettre une musique pour le mélodique, ça c'est Stravinsky, le Sacre du Printemps. Cred că fiecare epocă are anumite culori și un sunet și să nu vă gândiți că pentru neolitic culoarea este maro, cum vedem noi prin muzee, că lumea spune că dacă a scos obiectele din pământ, atunci toate sunt maro. Dimpotrivă, roșul și galbenul sau auriul, pentru că se descoperiseră pigmenții care le permiteau să picteze sau să-și vopsească casele, veșmintele și corpurile. De altfel sunt culorile Tibetului. Care ar fi sunetul neoliticului, percuția, poate și ceva flaute, deci Stravinsky, Ritualul Primăverii. Pe măsură ce cartea dumneavoastră se dezvoltă și povestea crește și apare comunitatea, societatea, primii muguri de societate, o să vedeți că personajul Noam descoperă că lumea își pierde din inocență, își pierde din dreptate, apare lăcomia, durerea, capacitatea de a face rău, se pierd paradisurile, cum ar veni. Și sunt curios, asta a apărut pe măsură ce îi scriați povestea lui Noam sau ați plecat în această poveste cu gândul că societatea distruge partea asta bună din noi? Oui, c'est vrai qu'à la fin du roman, quelque chose est perdu, définitivement perdu. Les hommes ne sont plus nomades, ils sont sédentaires, c'est-à-dire qu'ils inventent la propriété. Et à partir du moment où il y a la propriété de la terre, eh bien tout change. Il y a des gens qui ont droit d'être là et des gens qui n'ont pas le droit d'être là. C'est chez moi, c'est pas chez toi. Donc on trouve des raisons de faire la guerre qui n'existaient pas auparavant. Auparavant, il pouvait y avoir des combats. Mais il n'y avait pas ces guerres de propriété ou ces guerres de territoire. Donc, je dirais qu'une innocence nomadique est perdue, tout à fait. Et puis, il y a aussi quelque chose pour moi qui est perdu. C'est un rapport à la nature qu'avaient nos ancêtres. Nos ancêtres étaient très, très peu nombreux dans une nature extrêmement riche et généreuse. Il leur fallait très, très peu de temps pour subvenir à leurs besoins, pour se laver et pour manger. En une heure ou deux heures, tout était fait. Nous, on est obligés de travailler 8 heures par jour pour arriver à subvenir à nos besoins élémentaires. On n'a pas vraiment gagné quelque chose. Finalement, on a inventé le travail, alors qu'avant, on cueillait, on chassait, et c'était fait. Donc, je plaisante, hein, mais c'est pour montrer le paradoxe, finalement, de la condition humaine. Et y a quelque chose qui s'est perdu, c'est un rapport, je dirais, magique à la nature. Nos ancêtres étaient animistes. Ils étaient animistes, ça veut dire qu'ils pensaient qu'il y avait des esprits, des démons, des génies, partout. Que dans le tronc de l'arbre, dans la fleur, dans la rivière qui coule, dans le vent qui passe, il y avait des démons, des génies. Ça voulait dire qu'au fond, l'homme n'était pas différent du reste du vivant. Il n'y avait pas de séparation. Et du coup, l'homme ne se pensait pas ni différent ni supérieur. Et donc, il y avait une forme, une humilité, une façon d'habiter la nature que nous avons perdue. Parce que nous, maintenant, nous considérons que la nature est vide et que c'est une matière qui nous appartient. Et nous avons donc colonisé la nature, les animaux, la flore, la faune, la terre, les tréfonds de la terre, tout nous appartient. Nos ancêtres ne pensaient absolument pas ça. Et je crois que voilà, quelque chose s'est perdu d'un rapport à la nature. Et c'est quelque chose que nous ressentons quand nous sommes enfants. Puisque quand nous sommes enfants, nous regardons la nature avec ce regard animiste. Et c'est quelque chose que nous restituent les poètes et parfois la littérature. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des dépressions parce qu'en fait, ils sont nés pour être animistes et ils naissent dans une société qui ne l'est pas. Et ils ne trouvent plus leur repère. Voilà.
A oftat scriitorul în începutul răspunsului. Într-adevăr, este vorba de ceva care s-a pierdut, pentru că omul nu mai este nomad. S-a sedentarizat, a inventat proprietatea și din momentul în care a inventat proprietatea, totul s-a schimbat. Aici sunt la mine acasă, nu sunt la tine. Deci avem motiv să ne și luptăm unul cu celălalt. Așa au apărut războaiele, lucruri care nu existaseră înainte și inocența aceea a nomazilor ca și raportul cu natura s-a pierdut. Fusese înainte o vreme în care strămoșii noștri erau foarte puțin numeroși și trăiau în această natură bogată și generoasă. Într-o oră, două își împlineau toate nevoile, se spălau, mâncau, se pregăteau, iar noi am inventat munca, trebuie să muncim timp de 8 ore ca să reușim să ne acoperim nevoile, deci s-ar putea spune că n-am ieșit neapărat câștigători din toate acestea. Sigur, mai și glumim puțin, dar este vorba aici despre paradoxul condiției umane și într-adevăr despre pierderea unui element magic care ne lega de natură, pentru că la vremea aceea strămoșii noștri erau animiști, crezând în spirite, în demoni, în genii. Pentru ei un trunchi de copac, un râu sau vântul care trecea printre arbori aveau aceste legături profunde. În schimb, pentru noi a apărut o separare. Am ajuns să credem că natura este o materie pe care o dominăm și nu mai avem acea smerenie de care dădeau dovadă strămoșii noștri. Natura este goală, am colonizat-o din partea superioară și până în adâncuri cu fauna și cu flora sa și nu mai avem nici măcar inocența copilăriei care ne permitea să o privim cu aceeași privire animistă precum strămoșii de care v-am spus. Eventual o regăsim la unii poeți în literatură, dar sunt și oameni care continuă să o caute și negăsind-o intră în depresie. De la Milton încoace, tot vorbim despre paradisul pierdut și pare că adjectivul pierdut este cel care se lipește cel mai ușor de substantivul paradis. Sunt curios dacă în această serie, străbătând secolele, în cele 7 volume care au rămas din ea, avem o șansă pentru a recâștiga paradisul. C'est vrai que la pancarte paradis, elle est toujours placée à côté de la pancarte sortie, exit. Moi, je pense qu'aucun paradis n'est perdu. Aucun paradis n'est perdu parce que nous avons l'imagination et nous avons les arts pour retrouver certains paradis. Voilà, moi je crois beaucoup aux vertus des arts pour nous redonner une sensation fraîche de l'univers, pour nous ramener à la première fois. C'est ça qui est extraordinaire. C'est quand un peintre vous présente une nature morte avec, je sais pas, une orange, eh bien, il vous redonne la sensation de voir une orange pour la première fois. Lorsqu'un écrivain écrit bien sur l'amour, il vous donne l'impression de décrire l'amour pour la première fois. Et c'est ça, je pense, l'intérêt des arts, c'est de toujours nous donner à nous étonner et à nous émerveiller, à nous empêcher de sentir l'usure, la fatigue de vivre, l'illusion d'avoir déjà vécu ou d'avoir déjà connu, l'illusion de savoir. Le pouvoir des arts, de la littérature, c'est vraiment de vous donner toujours le sentiment de la première fois. Donc, c'est un instrument pour retrouver les paradis perdus. Să nu uităm, mi se pare că cel mai adesea drumul care pancarta care ne arată paradisul este lângă pancarta, lângă semnalul care ne arată ieșirea. Dar aș spune că niciun paradis nu este de fapt pierdut și că ne putem întotdeauna folosi de imaginație și de arte ca să regăsim paradisul. Cred, deci, în virtuțile pe care le au artele, în prospețimea pe care o pot aduce ele,
ca să ne facă să ne simțim ca prima dată. Dacă ne uitați la o pictură cu o portocală, e ca și cum ar fi prima dată când vedeți acea portocală. Atunci când citiți despre dragoste și scriitorul acela a scris atât de bine descriind acest sentiment, e ca și cum ați aflat pentru prima dată, pentru că este vorba de acest sentiment al mirării, al uimirii, care împiedică oboseala, care împiedică senzația aceea că știm totul, că am cunoscut totul, că suntem uzați să-și producă efecte asupra noastră. Acesta este și sentimentul pe care mă bazez eu. J'avais écrit dans Oscar et la Dame Rose une phrase, enfin c'est Oscar qui tout d'un coup trouve le secret du bonheur. Et il le résume en une phrase, c'est vivre chaque jour comme si c'était la première fois. Alors cette phrase, c'est le contraire de la phrase de Tolstoï qui dit « vivre chaque jour comme si c'était la dernière fois ». Voilà, peut-être que Tolstoï est slave et que Oscar est latin. Și de fapt am scris în Oscar și Tanti Roz o propoziție care vorbește despre secretul fericirii. Ideea este să trăiești, se spune acolo, în fiecare zi, ca și cum ar fi prima dată. E bine, suntem aici în contrariul lui Tolstoi, care spunea să trăiești fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Poate că explicația este că Tolstoi este slav și Oscar este latin. Să vorbim despre iubire. Uite că n-am apucat să facem asta până acum. E aici o carte a unei iubiri care probabil este eternă. Așa arată. Oricum, pare că începutul e setat să ne spună că iubire care durează măcar 8.000 de ani. Dar e posibil, nu? Este o vorbă celebră, zice, dragostea durează 3 ani, dar 8.000 de ani e mult, nu? il faut distinguer l'amour et la passion. Voilà. La passion peut-être dure 3 ans, je pense que l'amour dure beaucoup plus. Parce que l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est la fréquentation d'un mystère. Quand on est amoureux, on ne connaît pas la personne qu'on aime, on ne possède surtout pas la personne qu'on aime, on est fasciné par le mystère profond de cette personne. Et ça, c'est inépuisable. Je crois. Et le personnage de Noura, qui est la femme que va aimer Noam pendant 8000 ans, est une personnalité tellement riche, tellement à multiples facettes, comme un diamant, que je pense qu'elle n'arrivera jamais à lasser Noam. Trebuie să facem o distinție însă între dragoste și pasiune. Poate că pasiunea durează 3 ani, dar dragostea durează cu mult mai mult. Este vorba de momentul în care suntem în apropierea unui mister în dragoste, când nu cunoaștem persoana pe care o iubim, nu o posedăm și suntem fascinați de misterul acesta. Iar în ceea ce privește pe Noura, cea pe care Noam o va iubi vreme de 8.000 de ani, este o persoană cu bogăția și cu multiple fațete ca ale unui diamant, ceea ce va face ca această poveste de dragoste să nu se stingă. Eu m-aș întoarce un pic și la dimensiunea dumneavoastră de cititor, pentru că de-a lungul timpului v-ați jucat cu o sumedenie de tehnici și de genuri literare. Iată că ați atins inclusiv literatura pentru copii, poate să vorbim puțin și despre asta, dar sunt curios dacă atunci când citiți romanul altcuiva, un roman bun, puteți să faceți abstracție de toate trucurile, de toate tehnicile, de faptul că știți foarte bine cum se scrie un roman bun și să fiți doar un cititor cu entuziasmul, dar și cu inocența acestuia. Non, c'est difficile. Non, c'est
Et pourtant, je lis beaucoup, hein, puisque je fais partie du prix Goncourt. Je fais partie des 10 jurés du prix Goncourt, donc, qui est le grand prix littéraire français. Et donc, je lis énormément mes contemporains pour trouver les talents et puis donner le prix à des grands talents. Je suis une horreur, je suis critique, je connais trop. Par contre, quand c'est bon, je suis un enfant, ça y est. Quand c'est bon, je redeviens un lecteur innocent, un lecteur vierge, j'oublie et je jubile et je suis heureux. Mais c'est difficile de m'avoir, oui. Ce să spun, citesc foarte mult pentru că până la urmă sunt unul dintre cei 10 jurați de la premiile Goncourt, un mare premiu literar francez, așa că trebuie să citesc mult din ceea ce publică contemporanii mei. Citim enorm ca să găsim niște talente pe care să le recompensăm prin premii și cred că sunt foarte critic, cunosc prea multe, dar și când dau de ceva bun, apoi atunci sunt aproape ca un copil și îmi regăsesc inocența și virginitatea de cititor și jubilez în acel moment. J'aime les livres qui me redonnent ma virginité. Pentru că îmi plac cărțile care îmi redau virginitatea. Trebuie să ne faceți și un teaser, cum s-ar spune în engleză, trebuie să ne faceți și o promisiune pentru viitor. Adică sunt foarte curios încotro se îndreaptă personajul. Adică știu că ajunge astăzi, că așa e scrisă cartea, dar pe unde trece? Care-i drumul? Ah, mais je ne vous dirai pas. je ne vous dirai pas. Je vous réserve des surprises. Je pense que vous aimez les surprises. Voilà. Et donc je vous en réserve pendant plusieurs tomes. Je mourrai la gueule ouverte plutôt que de vous répondre. Non, și să fiu nevoit să-mi dau sufletul și nu v-aș spune. Deci vă păstrez niște surprize pentru că eu cred că vă plac surprizele și că vă vor bucura. Deci nu vă spun. Eu aș încerca să unesc cele două cărți pe care le avem în față în această seară, Paradisurile pierdute și Cartea pentru copii, întrebându-vă dacă a scrie literatură pentru copii înseamnă cumva a accesa un soi de paradis al creației literare. Oui, parce que quand on écrit pour les enfants, on retrouve des sensations qu'on avait quand on était un lecteur enfant. Parce que l'enfance, elle est toujours là. On rajoute l'adolescence, puis l'âge adulte, puis la maturité. On rajoute des âges, mais aucun âge ne disparaît. Et moi, je peux très, très bien redevenir un enfant. Et je me souviens surtout de cet appétit de comprendre que j'avais lorsque j'étais enfant. Je lisais beaucoup de contes. Et je crois que c'était mon appétit de philosophie qui s'exprimait dans la lecture des contes. Parce que les contes, c'est des récits qui ont du sens et qui nous font réfléchir. Ils nous font réfléchir à ce qui est juste, ce qui est injuste, au bien, au mal, au pardon, à la faute. Et donc, je crois que mon appétit philosophique qui a pu après s'exercer en travaillant la philosophie, il s'est d'abord exercé sur les contes et je me souviens que, enfin plutôt ma mère m'a rappelé que je me promenais toujours, non pas avec la Bible avec moi, mais je me promenais toujours avec Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, c'était mon livre. J'étais tout le temps avec Alice au Pays des Merveilles, et qui est un livre philosophique, hein, et qui est un conte philosophique. Et donc, oui, j'ai écrit pour les enfants, parce que je pense qu'il faut respecter le questionnement philosophique des enfants. Les enfants se posent des questions philosophiques. Enfin, les enfants, ça pose des questions, déjà. Pourquoi, comment, bon. Ouais. Et on ne respecte pas ce désir, qui est souvent un désir philosophique de comprendre, l'articulation des concepts, et
Et je pense qu'on peut très bien répondre à ce désir et qu'on doit faire de la philosophie très tôt. C'est idiot de garder la philosophie pour 18 ans, 20 ans. Ça peut venir beaucoup, beaucoup plus tôt. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire cette série de contes, les contes de la chouette, parce que la chouette, c'est l'animal de la sagesse dans l'Antiquité. C'est une très bonne image de la sagesse. Pourquoi ? Parce qu'on réfléchit quand le monde s'arrête, s'éteint, quand l'urgence vitale cesse et que tout d'un coup, on peut essayer de comprendre. Donc, ce personnage sera dans tous mes contes et va aider les héros. La chouette ne va pas leur dire ce qu'il faut penser. Elle ne va pas résoudre les problèmes. Elle va leur dire comment penser et comment ils peuvent eux-mêmes résoudre les problèmes. Parce que c'est ça, la philosophie. La philosophie, ce n'est pas une béquille pour vous réparer quand vous n'arrivez plus à avancer. C'est une vraie restauration qui vous permet d'avancer par vous-même. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire, je suis en train d'en écrire d'autres, à écrire ces contes. Et en plus, c'est difficile parce que les enfants, c'est très exigeant, peut-être plus que les adultes. C'était très impressionnant. Moi, je suis toujours très intimidé par les enfants. J'ai rencontré des rois, des reines, des présidents de la République. Je suis beaucoup plus intimidé par un enfant que par un président de la République, un roi ou une reine. En plus, le roi ou la reine ou le président de la République, c'est son métier de vous recevoir et de vous donner l'impression que vous êtes intelligent et intéressant, alors qu'ils s'en foutent complètement. Tandis qu'un enfant qui est en face de vous, oh, ça, c'est quelqu'un qui demande quelque chose. Et ça, ça m'intimide, ça m'impressionne. Donc, voilà. Este foarte important să scrii pentru copii și să regăsești acele senzații pe care le-ai avut când erai cititor copil, pentru că copilăria, ca de altfel și celelalte vârste, rămâne mereu acolo, ca și adolescența, vârsta adultă, maturitatea. Niciuna nu dispare și vorbim aici despre o poftă, un mare interes de a înțelege. Tocmai de aceea și eu încă din copilărie citeam multe povești și cred că de asta se leagă interesul meu pentru filozofie, pentru că acele povești sunt niște povestiri care au un sens, care te fac să te gândești la ceea ce este drept, nedrept, bun și rău, la iertare și la atâtea alte lucruri. Și sigur, pofta mea s-a deschis la vremea aceea și mi-aduc aminte că îmi spunea mama că mă plimbam nu cu Biblia sub braț, ci cu Alice în Țara Minunilor, o carte filozofică care dă de gândit. Și tocmai de aceea, pentru că mă gândesc că trebuie să-i respectăm pe copii mai mult decât o facem, trebuie să le putem oferi și lor ocazia de a avea acces la filozofie mult mai devreme. E o prostie să așteptăm până la 18-20 de ani, pentru că știm că acești copii își pun întrebări. Cum? De ce? Știm noi câte întrebări își pun copiii până la urmă și cred că ar trebui să-i respectăm și să înțelegem mai bine articularea conceptelor și felul în care ea începe de la o vârstă atât de fragedă. Tocmai de aceea am scris aceste povestiri ale Bufniței, care reprezenta înțelepciunea în Antichitate și care este o ființă care reflectează atunci când lumea se oprește, se stinge. Când toate elementele vitale sunt puse deoparte, ea încearcă să înțeleagă. Este de altfel un erou care va rămâne și în volumele următoare, încercând să-i ajute pe ceilalți să înțeleagă, ne furnizându-le o soluție dată de-a gata, ci arătându-le cum să gândească și cum pot ei încet, încet, prin propriul raționament, ajunge la un răspuns. Deci, filozofia nu este o cârjă, ci trebuie să fie un bun instrument. Mi-a făcut mare plăcere să scriu deci aceste lucruri pentru copii, un public atât de exigent și intimidant, mai exigent decât publicul adult, și pot să spun asta pentru că m-am întâlnit cu regi, cu regine, cu președința ai Republicii. Bine, meseria lor este să te primească, să te facă să pari inteligent și inspirat. Știm că nu le pasă nici cât negru sub unghie. În schimb, atunci când mă întâlnesc cu copii, sunt de-a dreptul intimidat. Aș vrea să vă întreb dacă
În primul volum suntem pe malul unui lac care va deveni Marea Neagră. Deci suntem aproape, suntem în România, cu râuri din Ucraina care formează până la urmă prin transformări Marea Neagră. Apar și românii în volumele ulterioare. Et je suis très heureux de pouvoir vous répondre oui. Mă bucur foarte mult să vă pot răspunde afirmativ la această întrebare. Dans le deuxième tome, La Porte du Ciel, qui se passe globalement en Mésopotamie, Noam fait un détour par les Carpates il y a 4000 ans et va faire une étrange rencontre, je ne vous raconte pas. În al doilea volum, care încă nu a fost publicat în română în traducere, Port du Ciel, dar care a apărut în Franța și care vorbește despre Mesopotamia, Noam face un ocol, trece și prin Carpați acum 4000 de ani și se întâlnește, dar mai departe nu vă mai spun decât că va fi ceva ciudat. Et je suis vraiment content parce que ça, je pourrais le dire qu'en Roumanie. Je veux dire, je sens que dans tous les pays, on va me dire, est-ce qu'on passe dans notre pays? Et je vais dire, non. Mais là, oui. Mă bucur foarte mult că vă pot da dumneavoastră acest răspuns, că dacă mă duc în alte țări și ei o să mă întrebe, ei bine, vine Noam și pe la noi, le spun nu, dar la dumneavoastră vă spun că da. Vom publica volumul al doilea. Poarta Cerului în februarie, în fiecare an în februarie. Dar iată că Erich Emanuel Schmidt se grăbește și va publica în toamna asta, la sfârșitul acestei toamne, următorul volum, volumul al treilea, care este Soarele Întunecat. Și aș vrea să ne spună unde va lansa acest volum. Ah oui, c'est extraordinaire pour la sortie du volume sur l'Égypte, puisque Soleil sombre, ça se passera à Memphis. Alors Memphis en Égypte, hein, pas Memphis, oui, pas Memphis Tennessee. Eh bien, j'irai présenter ce volume à la presse et aux télévisions, aux radios devant les pyramides. La conférence de presse aura lieu en Égypte devant les pyramides. Ouais. Da, într-adevăr, este vorba despre Egipt în acest al treilea volum. El va fi lansat la Memphis, dar nu în Statele Unite, ci, bine, în apropiere, pentru că acest volum va fi prezentat presei, televiziunilor și radiourilor la piramide. Înainte de a încheia discuția noastră, pentru că vor urma semnăturile, aș vrea ca cei doi brianți și jurnaliști care sunt alături de noi și cărora le mulțumesc, să mai pună o ultimă întrebare pentru seara asta. Mulțumesc, a fost o onoare să ne întâlnim în această seară la București și vă mulțumim că v-ați făcut timp și mă uit la câtă lume vă așteaptă. E, să știți că e prima dată după pandemie când vedem atât de multă lume în această librărie și mă bucur tare mult că ați acceptat invitația celor de la Humanitas. Aș fi încheiat într-o notă veselă, dar nu știu dacă asta e ideea acestei cărți. Sigur că l-aș fi întrebat pe domnul Schmidt dacă personajul său o găsește în această epocă și ceva tuneluri dacice, dacă tot a trecut pe aici. Da, trebuie explicată gluma. E o glumă internă. Ok. Spunea la începutul acestei discuții că a vrut să-și construiască personajul astfel încât să fie bun, să fie frumos. Există însă un fragment în această carte care ne arată că oamenii nu pot fi buni la nesfârșit, că sunt întotdeauna o lăturare de bun și rău. Și vreau să-l întreb așa la final, cum e de fapt acest om care trăiește atât de mult și străbate atât de multe secole și învață atât de mult? Ce fel de om e? C'est un homme curieux, c'est un homme qui s'intéresse aux autres,
C'est un homme qui prend soin des autres, il est médecin. Et après, vous allez découvrir que c'est un homme qui a des complexités, qui est capable qui est capable de faire souffrir les autres. Mais qui ne fait pas souffrir? Même quand on veut faire bien, on fait souffrir. On ne peut pas s'empêcher de faire des choses qui sont douloureuses pour les autres. Et ça, vous allez le découvrir par la suite. Aucun de mes personnages n'est tout blanc ni tout noir, bien sûr. Je pense que tous les êtres humains sont capables du pire et du meilleur. Il n'y a pas d'être bon et d'être mauvais. Il y a des actes bons et des actes mauvais. Et nous sommes tous capables à la fois d'actes bons et d'actes mauvais. Donc, vous allez découvrir au fur et à mesure les complexités de Noam, mais vous l'aimerez quand même. Et de toute façon, c'est la seule solution, hein. Aimer les hommes comme ils sont. Parce que si on les aime parfaits, on devient misanthrope. În orice caz, veți descoperi lucrurile și de-a lungul cărții, dar vă pot spune că este un personaj curios, care este interesat de ceilalți, care are grijă de ei, de altfel este medic, cu multe fațete complexe, dar care este și capabil să-i facă să sufere pe ceilalți. Și până la urmă, care dintre noi nu-i face să sufere pe ceilalți? Chiar și când uneori vrem să facem binele, îi facem să sufere pe alții, sunt și lucruri dureroase și niciunul dintre personajele mele și niciun om de altfel nu este numai alb sau numai negru, numai bun sau numai rău. Suntem toți capabili de ambele tipuri de atitudini. Există însă acțiuni care sunt bune sau acțiuni care sunt rele și cred că îl veți iubi așa cum este el. Ați spus mai devreme că drumul către paradis cel mai adesea se confundă sau este în aceeași direcție cu ieșirea, acea ieșire, evident. E, pentru că niciunul dintre noi nu se grăbește, cred, să o ia în această direcție, v-aș întreba de ce avem nevoie pentru a ne face un paradis propriu în fiecare zi. Ah. Moi, je crois qu'il faut construire sa vie sur les grandes émotions et les grands émerveillements. C'est ça les vraies colonnes d'une vie. On vit tous des choses négatives, etc. Mais si on construit sa vie sur les émerveillements, eh bien, on peut avoir une vie qui est d'abord la nôtre et pas celle de quelqu'un d'autre. Et ensuite, une vie construite sur l'essentiel. Moi, quand le cours de l'existence me déstabilise, je me recentre sur les émerveillements et je renais de mes émerveillements. Sigur că e vorba în principal de emoții și de mirare și cred că este foarte important să fim atenți și să trăim viața noastră și nu viața altora. Acest lucru este esențial, este esențial felul în care alegem să vedem lucrurile și aceste emoții și această mirare constituie coloana vertebrală a vieții mele. Dacă sunt destabilizat de ceea ce se întâmplă, emoțiile, uimirea și mirarea mă ajută să-mi recapăt echilibrul. Vous avez quelque chose à faire maintenant parce que vous m'avez dit que vous aimez les surprises. Domnul Eric Emanuel Schmidt mi-a spus că îi plac surprizele. Non, je déteste les surprises. Și atunci vreau să rog, ca în încheiere, să facă un exercițiu, o repetiție, de fapt, foarte scurtă, a ceea ce va performa mâine seară. Un fragment scurt de tot din ceea ce va juca mâine pe scena Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.
Domnul Ibrahim și florile din Coran. Recte, Erich Emanuel Schmidt. Je vais le faire assis, hein, puisque je ne peux, j'ai pas de scène. Je vais vous faire le début de Monsieur Ibrahim. À 13 ans, j'ai cassé mon cochon et je suis allé voir les putes. Mon cochon, c'était une tirelire en porcelaine vernie couleur de vomi, avec une fente qui permettait à la pièce d'entrer, mais pas de sortir. Mon père l'avait acheté cette tirelire à sens unique parce qu'elle correspondait à sa conception de la vie. L'argent est fait pour être gardé, pas dépensé. Il y avait 200 francs dans les entrailles du cochon. 4 mois de travail. Un matin, mon père m'avait dit, Moïse, il manque de l'argent dans le tiroir de la cuisine. Désormais, tu inscriras sur le cahier de la cuisine tout ce que tu dépenses lorsque tu fais les courses. Alors, ce n'était pas suffisant de me faire engueuler à l'école comme à la maison, de torchonner, de cuisiner, d'étudier, de trimballer les commissions, de préparer les repas. Non, ce n'était pas suffisant de vivre seul dans un grand appartement noir, vide et sans amour. Pas suffisant d'être l'esclave plutôt que le fils d'un avocat sans affaires et sans femme. Fallait en plus que je passe pour un voleur. Puisque j'étais déjà soupçonné de voler, autant le faire. Il y avait 200 francs dans les entrailles du cochon. 200 francs, c'était le prix d'une fille, rue de Paradis. Les premières, elles m'ont demandé ma carte d'identité. Ouais. Malgré ma voix, malgré mon poids, j'étais gros comme un sac de sucreries. Elles doutaient des 16 ans que j'annonçais. Ben, elles avaient dû me voir passer toutes ces dernières années accrochées à mon filet de légumes. Au fond de la rue, sous le porche, il y avait une nouvelle. Elle était ronde, belle comme un dessin. Je lui ai montré mon argent. Elle a souri. Tu as 16 ans, toi ? Ben oui. Ben oui. Depuis ce matin. Et on est monté. Ah, j'y croyais à peine. Elle avait 22 ans, c'était une vieille. Et elle était toute pour moi. Alors au début, bien sûr, elle m'a expliqué comment on se lavait et comment on devait faire l'amour. Bon, je savais déjà, mais je la laissais dire pour qu'elle se sente à l'aise. Et puis j'aimais bien sa voix, un peu boudeuse. Tout le long, j'ai failli m'évanouir. À la fin, elle m'a caressé la joue gentiment et elle a dit « Faudra revenir et me faire un petit cadeau. » Ah ! Ça a presque gâché ma joie, j'avais oublié le petit cadeau. Ça y est, j'étais un homme, j'avais été baptisé entre les cuisses d'une femme. Je tenais à peine sur mes pieds tant mes jambes tremblaient encore et les ennuis commençaient. J'avais oublié le fameux petit cadeau. J'ai couru dans ma chambre, je me suis rué pour essayer de voir ce que je pouvais lui offrir de plus précieux. Et puis je suis retourné dardard rue de Paradis. La fille était toujours sous le porche. Je lui ai tendu mon ours en peluche. Erich Emanuel Schmidt ne-a făcut nu un mic cadou, ne-a făcut un mare cadou. Îi mulțumim foarte mult. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a fost Erich Emanuel Schmidt. Acum, autografe.